tato bilo, onda sam ja vraća se svojim godinama, kada je prezident uzeo tato, gdje je kasanka, rekao bi ljudi dva srebek sam zimnjaš, da ulica se umilija aktualmente dva srebek sam zimnjaš. A posto djeto ću da ga ne umilija, pa čestim tjesi se postati se da vani što da pozite. Svaka put kompromis da ga je tačno izgledali na ime na svojim papom. Non esiste un paese che non sa che la vita del teatro, a prima di tutto il teatro, fare i tardini, c'è mai un po' drammatico al tuo tempo. Atunci, la condensare s-a făcut extrem de dureros a piețelor expuse, așa cum se întâmplă în două colecție, extrem de exigentă expunerea unei alte expoziții temporare. Și atunci ne-a rămas soluția pentru că de ține peste 60.000 de piese legate de s-a găsit, bineînțeles, o mică zonă și aceea iarăși distrânsă pentru expoziție temporare. Această expoziție a fost gândită ca o expoziție temporară inițial, dar pentru că impactul pe care a avut-o la momentul ei și interesul pe care a suscitat-o a fost destul de crescut, ne-a fost propusă de către ICE de Paris, a mai itinerat la Salon de Liga, am trecut în mare de la Paris. Există în Paris, Maison de l'Opé d'Orient, un spațiu în care s-a lansat și Matei Cășinier, unde și-a făcut premierele, un spațiu care promovează cultura și literatura și teatru și poezia, absolut tot ce înseamnă spațiu este european, și ne-a găzduit atunci, în momentul acela, acolo. Expresia mai fost itinerată la Universitatea din Alicante, anul trecut, anul acesta a fost în Grecia, și a ajuns și la dumneavoastră, pentru că e, nu știu, cam atât, cinci, șase expoziție pe care Muzeul Național al Literaturii Române oferă publicului. Expoziția a fost gândită pe două laturi. Prezența românească, evident, pe scenele europene. Din păcate, dumneavoastră n-am să vă povestesc exact. Aveți un text în priantul acela, este și așa foarte mult despre poveștile lor. Dar să subliniez că în secolul al XIX, din țările românești, România deja, la România mică, doar o singură după de dată în parte la afară, cea lui Bără Mănărescu. Dar am avut reprezentanți pe care vă face bucura să vedeți câteva piese, afișa de la Haripei, dar pe am avut la momentul respectiv la Burtea, cu din Viena, la Cata Drăsescu. O avem pe Țină de Nori, care face pe, deci, în teatru londonez, în teatru austriac, teatrul de la Cairo este prezent ca prim solistă și așa mai departe. Am avut nume românești, ca să nu zic de Elena Tăbărâie, care iarăși ea prezentă majoritatea teatrului românești, contracte pe perioade de studiu de munci. În afară de această trupă, Grigore Mănărescu, o să vedeți și textele pe care le am oferit și pe care lăsăm pe informare, pentru că altfel, fără noi, considerăm că nicio expoziție fără istorie ei, ci fără povestea ei, nu prea are înțeles. Această trupă, Grigore Mănărescu, a unit la vremea respectivă Europa. Cronicile teatrale la vremea respectivă au comentat ceva de genul că se va mai trece 200 de ani până se va mai naște mai rog pe românii să joace Hamlet mai bine ca acest Grigore Mănărescu și dacă spunea mult teatru, comedia franceză pe mai bine la textul și mare de Irving deja este subclasat pentru că pentru secolul XIX în Europa era mare de și mule studii la Paris, care intervedea drama shakespeariană. Și se surplasează și devine unul din cei mai buni actori ai perioadei. Cum spunea și domnul Stoica, domnul Teograf, da, bun, am avut-o pe Sara Bernard, dar Sara Bernard se regăsește atât de mult de zona românească, încât nu doar pe Aristița Românescu sau Grigore Mănărescu le plătește studiile la Comedia franceză de la Paris și le plătește călătoria cu vaporul până a vedea cu Marele Irving, a fost și a făcut și a propus și a reușit în perioada cât a fost în România și a trecut în turnee în România să creeze șansa marilor actori pe marele scene românești de a studia la Comedia franceză, măcar jumătate de an, dacă nu un an, și a susținut școala românească de teatru. Prin prezența ei aici și prin ajutorul pe care l-au oferit marilor actori români. Dacă vorbim despre tot ce a însemnat comedia franceză,
franceză, la momentul secolului XIX, sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX, a majoritatea profesorilor, actorilor comediei franceze preiau această tradiție de actrice prin țara noastră. Ca să vă spun că există un moment extrem de important, la Andrei Antoine, cei interesați de teatru sau cei care au vrut să știe, este creatorul teatrului modern, universal, pentru că este primul care îndrăznește să dramatizeze Zola la Paris și își face o comedie, dramatizează Zola la Paris. Este inventat proces că era degradant modul de a pune pe scenă o asemenea piesă, se autodizolvă această companie, Andrei Antoine, mare creator la teatrului modern, dar vine cu turneul Josef la Iași, trece prin București, merge la Craiova, de ani de zile, va trece prin România, care mai de impresionat de ce găsește pe scenele românești. Vorbim despre artiști, pentru că inițial a fost o confuzie și asta a fost preluat textul un pic mai deformat, actori români. Nu am avut artiști, pentru că noi vorbim în momentul de fapt de Savasati, care trebuie cu mare plăcere în România, de Adelina Pati, de Carlota Pati, sora de mine Pati. Și dacă în contextul acesta european ei găseau aici, și în special în zonele Iași, București, care aveau un public format, o unitate teatrală extrem de bine închirată, revin periodic în România și sau în Transilvania, au avut mâine și în zona aceea, revin periodic în zona românească, a influențat foarte mult arta dramatică românească. Și alta, și dacă noi la 1940 se înființează primul teatru național din țările românești, nu făceam decât să avem adaptări și vodeviluri canțonete, gândiți-vă un pic perspectivă culturală, ce aveam la sfârșitul, spre sfârșitul secolului XX și ce deschidere o aveam și ce dramaturgie, ce distribuție și foarte des spunem că dramaturgia românească cam va fi în scenele naționale, de la ea și-a influențat absolut tot, la Vasile de Cremie, la 1952, dar e clar, pentru că cei care trag la studii instrumentale de noi toți în zona românească, se întorc cu o anumită mentalitate, atrag în zona românească. Eram într-un fel mai european în secolul al XIX, poate decât sunt eu la momentul acum, când